Este a doua oară când încerc să fac acest intro pentru Weekly Vlog, pentru că stați pe acel trepied care stă când vrea el și pică când vrea el. Vorbisem deja de vreo 2-3 minute și pac, s-a dezlipit și s-a dus naibii filmarea, ca să nu zic altfel. Așadar, bine ați revenit la un nou Weekly Vlog. Doamne, este ultimul de dinaintea plecării și am niște emoții de nu vă puteți da seama, din mai multe motive. Unul, pentru că parte din familie îmi rămâne acasă, și anume soțul și copilul. Am încercat noi să facem niște calcule, dar nu ne-au ieșit și efectiv Luca nu putea lipsi atâta, nici de la școală în primul rând și nici de la fotbal, nici nu și-ar fi dorit să lipsească atât, indiferent de ce ar fi urmat să vadă acolo. Știu că este păcat, dar na, asta este. Nu o să mai explic încă o dată de ce plec cu tata, de ce whatever. Am mai explicat în weekly vlogul anterior, așa că dacă vreți să auziți aceste explicații, urmăriți-l pe cel de săptămâna trecută, pentru că nu vreau să fiu repetitivă. Dar încă o dată subliniez faptul că plec cu tata. Pentru că acum câțiva ani au fost vreo două travel vloguri. Am plecat odată cu el în Turcia, dacă nu mă înșel, și odată în Marea Britanie când a fost și Luca cu noi, atunci când am fost la Warner Brothers. Și la unul dintre videoclipuri, mai subliniez încă o dată chestia asta ca să fie așa clar pentru toată lumea, am primit un comentariu în care eram numită, mă rog, hai să zicem, femeie de moravuri ușoare, dar nu așa s-a exprimat, că mi-am luat soț bătrân. Nu este niciun soț bătrân, este tata. Și acum sper că am lămurit chestia asta, ca în cazul în care, nu știu, mai apare din greșeală prin viitoarele travel vloguri, să știți că este doar tata. În fine, am vrut să mai subliniez încă o dată chestia asta, pentru că nu vreau să văd astfel de comentarii. Și, sincer să vă spun, nu cred că ar trebui să intereseze pe nimeni altcineva ce face o altă persoană cu viața ei privată. Dacă alege să-și ia un soț mai în vârstă, care e problema noastră? Dacă nu-și ia soț mai în vârstă, care e problema noastră? Deci, ideal ar fi să ne vedem cu toții de grădinile noastre. Acum, unde credeți că mă aflu? La DN1 Value Center. Fusesem zilele trecute la cumpărături, fusesem la Pepco, fusesem la Sinsei, la DM și am crezut că am terminat. Până când mă întoarce eu din Japonia, am terminat și ieri. Începusem să-mi pun așa pe listă, să-mi fac și eu pregătirile, listele, știți că eu sunt cu listele, nu se poate altfel, pentru călătorie. Și mi-am dat seama că nu mai am suficient de multe dischete de machiante, acelea care îmi plac mie de la Ariul. Uite, o să vi-l arăt eventual când ajung acasă, ca să știți exact la ce mă refer. Sunt extrem, extrem de bune, sunt îmbibate în soluție care e de fapt mai mult un ulei și care dizolvă foarte, foarte repede machiajul, exact ce trebuie într-o călătorie, să nu stai foarte mult. Evident, apoi faci double cleansing. Sper să le găsesc, nu prea se găsesc întotdeauna, dar vedem dacă mi se mai lipește și altceva de mână, dacă eu mai fi uitat și altceva și mi-aduc aminte când sunt în magazin. Mergem, facem cumpărăturile, oricum nu mai facem vreun haul sau orice altceva până când plec. Efectiv, vă arăt de îndată ce mă întorc în mașină și nu cred că mai intru prin altă parte, a fost suficient, mi-am luat tot ce aveam nevoie data trecută, așa că urați-mi succes să-mi găsesc dischetele de machiante și ne auzim în câteva secunde. Am revenit în mașină. Ce credeți, că am avut succes? Nu! Evident că nu. N-am găsit, din păcate, dischetele de machiante și îmi pare foarte, foarte rău. O să văd cu ce, cu ce o să mă descurc eu acolo. Ori o să-mi pun un ulei de machiante eventual într-un recipient sau să mă uit ce mai am prin sertare, că am sertarele pline de produse. Și o să vedeți voi în clipul cu bagajul cum am dat-o la pace până la urmă. N-am plecat cu mâna goală, bineînțeles că mi-am adus aminte că mai trebuia ceva. Mi-am luat o periuță de dinți, aceasta de la Curaprox, mie îmi place foarte mult. Varianta asta super soft, dacă reușiți voi să o vedeți bine. Eu de obicei îmi iau aceste periuțe de dinți de fiecare dată când plec undeva. De ce? Pentru că acasă folosesc Philips Sonicare și nu am nevoie de astfel de periuțe și le folosesc doar în vacanțe. Dar între vacanțe, periuțele astea stau în portfar și se umplu de bacterii și n-are rost. Așa că mai bine dau cât o fi periuța asta, nici nu mai știu. Acum o să vă las prețul eventual afișat pe ecran. De fiecare dată când plec, 20 de lei sau cât o fi. Și să mă asigur că igiena orală este una perfectă. Acum, este drept că nici nu plec foarte des, că dacă aș pleca o dată pe lună, probabil n-aș lua de fiecare dată. Dar cum plec eu o dată la poate de 2-3 ori maxim pe an, nu e nicio tragedie. Și de asemenea, am mai găsit ceva interesant. La fel o să vă las prețul afișat pe ecran, de la Jaya, acest Cocoa Butter Spray.
scrie aici că accelerează bronzul și mă aștept ca în Japonia să fie temperaturi așa, poate eventual de un tricou. Și mă gândeam să iau spray-ul acesta la mine și să mă dau pe mâini. Nu știu, asta gândesc acum. Dacă nu, o să rămână pentru când vor veni căldurile alea mari și la noi. Însă mi s-a părut un produs interesant. Eu mai găsisem la un moment dat, dar nu mai știu de la ce brand era. Găsisem un astfel de spray la Mega Image. Mamă, deci funcționa extrem, extrem de bine. De asta m-a tentat. Ia să vedem ce scrie pe spate. Accelerează procesul de bronzare, îmbunătățește culoarea pielii, o hidratează și previne pierderea de apă din epidermă. Se aplică direct pe pielea uscată înainte de expunerea la soare sau solar. Pentru a proteja pielea împotriva arsurilor solare, folosiți produsul de protecție. Deci folosim și SPF și cum să facem oare? Cred că dedesubt acesta și deasupra SPF-ului. În fine, mi s-a părut un produs interesant. O să văd și, ia să vedem, miroase bine. Uitați, că eu cu o mână țin și trepiedul, da? Deci nu am două mâini. Ce bine miroase. Miroase foarte dulce a cacao. Deci, cam așa. Bun. N-o să văd ce o să fac cu dischetele. Cam atât am avut de raportat pentru moment. O să vedem ce se mai întâmplă în acest weekly. Sincer, habar nu am. Trebuie neapărat să încep să mă ocup de bagaj. M-am apucat, am făcut lise, dar acum trebuie să mă orientez la haine și e foarte complicat. Atunci când pleci 2 săptămâni, nu poți să-ți iei clar o ținută pentru fiecare zi și trebuie să facem așa diverse combinații. Hai să vedem ce ne iese. Când mai am așa un pic de timp liber, să știți că fac pregătiri pentru bagaj. Însă, înainte de a vă arăta ce am pregătit, da, avem una bucată cane. Aici ce vrei, dragă? Ce vrei? Ce dorești? Să fii și tu în videoclip, stai jos, te rog, mulțumesc. Bravo, băiețel, bravo! Voiam să vă arăt că am reușit să, dacă pot să vorbesc, am reușit să construiesc până la urmă acest suport pe care l-am luat de pe Shein și pe care voi l-ați văzut în haul. Apropo, aveți acolo link pentru acest produs. Am reușit să-l construiesc, n-a fost nimic complicat și vreau să vă zic că arată foarte, foarte bine. Ariciul este de calitate pentru că îl țin aici de mâner și să știți că este plin. O să vă arăt acum ce am mai reușit să mai fac. Ce am mai construit, vedeți, am pregătit aici tot, toate articolele pentru mașină. Trebuie doar să filmez videoclipul atunci când revin. Ce voiam eu să vă arăt însă, am reușit să construiesc și acest set de siguranță. Până la urmă așa arată. Am mai renunțat la unele articole pentru că mi se păreau inutile. De exemplu, acel suport pentru ruj. N-am știut exact ce este în clip, uitasem descrierea lui, dar era un suport pentru ruj. Am încercat să pun un ruj acolo, dar n-a funcționat, așa că am renunțat la el. Am păstrat doar acest pompon, desfăcătorul de diverse, mă rog, desfăcător de capace, deschidem fiecare ce vrea cu el. Am păstrat fluierul, am păstrat alarma, care, Doamne, deci m-a surzit efectiv atunci când am filmat videoclipul și încercam să-mi dau seama cum funcționează, efectiv se trage de acești șnuri și țipă tare de tot. Ăsta tot n-am aflat ce este, dar l-am păstrat, poate cine știe, o să aflu la un moment dat, și acest obiect cu ajutorul căruia putem să spargem geamurile. Deci, cam așa arată tot setul meu de siguranță, de safety. În rest, nu știu că am mai făcut cine știe ce, aici am mai pregătit eu acest portfard, dar o să discutăm despre el în acel videoclip. Aici încă n-am găsit o soluție, o să vedem, mă gândeam totuși să mut chestia asta la un alt breloc pe care l-am, dar o să mai vedem. Și în fine, în principiu cam asta ar fi. Am reușit să-mi dau seama și cum vine prins această cutiuță în care mai putem pune diverse, ori cheia de la mașină, ori, mă rog, elastice de păr, de ce nu, chestii așa mărunte, ce nu vrem să se piardă. Dar da, cam asta este, am vrut așa să vă dau feedback. Am uitat să vă arăt ceva. Am pus aici, mai luasem atunci de pe Shein și aceste sticăre care se pot lipi pe geamuri sau, mă rog, undeva pe mașină, dar o să vedem la momentul respectiv. Și apropo de Shein, acum ceva timp am luat niște accesorii pentru încălțăminte. Sunt, evident, niște pedre, pentru că de ce nu? Și m-am gândit că o să-mi iau cu mine în vacanță acești tenis pe care i-am luat recent de la Adidas din Mall Băneasa, care se numesc Gazelle, nu o să mai insist asupra lor. Și mi-am adus eu aminte că aveam aceste accesorii. Cam așa le-am pus. O să încep cu pantoful drept. Aici am pus... dreptul e? Da, dreptul.
Aici am pus minunea asta, care arată cam așa de aproape, așa de deasupra, să zicem că arată bine. Dacă îl întorci, nu mai arată așa de bine, pentru că are un auriu care mă cam deranjează un pic. Și aici am reușit să agăț și retul, cu ocazia asta, în momentul în care l-am băgat prin pietricica asta, dar în fine o să văd, o să tai eventual partea asta. Și voiam să vă arăt că mi se pare că a schimbat așa cu totul aspectul încălțărilor. Și la piciorul stâng, la Adidasul sau mă rog, la tenisul stâng, am pus doar chestia asta care este practic la fel, doar că pietricelele sunt roz. Mai aveam o variantă să-i mai pun încă o pietricică aici, dar era prea mult și am zis să nu încarc și am zis că poate până la urmă e mai drăguț să fie un pic diferiți. Da, îmi plac foarte, foarte mult cum au ieșit și încă o dată ajung la concluzia că până la urmă Shein, dacă știi ce să cumperi, dacă ești atent la review-uri, este un site de pe care poți cumpăra cu încredere. Eu n-am avut niciodată nicio problemă cu, nu știu, furtul datelor de pe card sau chestii de genul acesta, nu. Și încă o dată mai specific, cum puteți face comenzile. Am mai specificat, dar nu există Whole Shein la care să nu fie întrebată. Așadar, plata se face doar cu cardul. Nu puteți plăti cash la destinație în momentul în care vă ajunge coletul și ajunge de obicei în 10-14 zile. Acum, cu ultima comandă, să știți că am impresia că am ajuns mai repede de 10 zile, dar am văzut cumva că parțial a fost expediat din Ungaria. Poate are și asta vreo legătură. Dar, în principiu, cam asta este de știut. Cu returul încă nu știu cum funcționează, pentru că n-am returnat niciodată nimic. Ce nu mi s-a potrivit mie, am dat mai departe, pentru că n-am vrut să stau să mă complic. În schimb, dacă stați în Marea Britanie, lucrurile funcționează mai ușor. Primiți un sticker cu ajutorul căruia puteți face deja returul, deci este mai simplu la noi. Mi-au mai scris diverse fete cum că duci și eu la poștă, dacă nu mă înșel, dar am zis că n-are rost. Și apropo, hai să vă arăt că mi-am pus și brățările la picior. Nu știu dacă o să reușiți voi să vedeți ceva, mă rog, cam așa se văd. Probabil o să le mai vedeți voi prin travel vlog, pentru că le voi lua cu mine. Îmi plac foarte mult, ia stați să le dau jos. Sunt așa pe elastic și nu ne încurcă cu absolut nimic în cazul în care avem glezna mai subțire sau mai groasă. Mi-ar fi plăcut totuși să fie un picuț mai largi, ca să îmi stea aici mai la baza gleznei, dar nu se vede rău absolut deloc și îmi plac foarte, foarte mult. Cu siguranță, ia uite cum așa am stat cu firul ăsta tot, pe tot parcursul videoclipului, sau mă rog, pe tot parcursul părții acesteia în care am vorbit, să-mi fie cu iertare, v-am zis că sunt așa, trebuie să intru în revizie, trebuie să-mi fac și unghiile, am reușit într-un final să mi le curăț. Doamne, nu le mai suportam. Oja a rezistat super bine, dar nu le mai suportam eu pentru că erau extrem de lungi și atunci eu am zis să le dau o pauză până când plec. O să mi le fac eu singurica acasă, la pedicură stăm bine, deci eu mai am să-mi fac unghiile și în principiu cam asta. Am fost și la epilarea definitivă. Uite, să vă mai zic și chestia asta. A fost a doua ședință, m-am dus la distanță de o lună, prima a fost la finalul lui februarie și a doua ședință a fost la finalul lunii martie. Și a fost foarte ok, pișcă pe aici, pe acolo, mai ales unde sunt firele mai groase și mai închise la culoare, dar credeți-mă că deja am văzut diferențe. Din ce punct de vedere? A început să crească părul mult mai greu și mai ales în zona inghinală, acolo unde n-am suportat să-mi fac singura acasă. În partea de sus, nu o să intru acum foarte mult în detalii, dar ca să înțelegeți, în partea de sus a trebuit. Nu prea mai erau, nu știu dacă mai erau 10 fire. În schimb, în jos, acolo e mai complicat. Mi-a zis și domnișoara că e mai greu pentru că acolo se duce cel mai rău. În zona inghinală, jos și la mustață, acolo se duce cel mai greu părul. Am mai spus chestia asta, dar uite, o să o repet. În cazul în care doriți, eu mă duc la cineva în zona București Noi. Și dacă aveți nevoie de contact, o să-mi scrieți în privat, pentru că bănuiesc că puteți înțelege de ce nu-i pot lăsa numărul de telefon aici. Chiar o recomand, pentru că insistă foarte mult asupra zonelor, de aceea și stau destul de mult, 2 ore, 2 ore și un sfert, depinde, și prețul este mai mult decât acceptabil pentru full body. Dar dacă sunteți interesate, scrieți-mi în privat și o să vă dau eu numărul ei, pentru că i-am cerut acordul și este totul în regulă. Deja mi-ați scris, v-am oferit numărul. Și dacă ați fost, chiar vă rog să-mi spuneți în comentarii. Închei aici pentru moment, mă duc să mai fac treburile, dar noi continuăm acest weekly. Ne auzim și la ceas de seară, pentru că vreau să vă fac o recomandare de restaurant asiatic. Japanos se numește, evident că este din București. Vreau să vă zic că au o mâncare foarte, foarte bună. Luca este lângă mine, deja se servește din acești ghioza de porc, foarte, foarte bun, colțunașii.
Acesta este și felul 2, bento de pui. Avem orez cu susan negru, pui și o salată. Pot să te prind în cadru, chiar așa, fără tricou? Cum e mâncărița? Bună. Bună? Și cu bețișoarele, cum te descurci? I-am luat aceste bețe. Eu zic că sunt de pe Shein, dacă nu mă înșel, dacă nu, mi-amintesc eu. Nu, de la Hapanos. Nu, nu. Eu zic că am luat de pe Shein. Sau, mă rog, sau din Singapore, nu mai știu. Le-am primit de la Japanos. E bună apa lui mama. Uh-huh. Apropo, de Shein, a, nu, că le-am luat din Jumbo. Voiam să vă zic că rezistă sticărele. Astea au mai căzut pe aici pe acolo, dar nici m-am închinuit. Păi apa din bidonul tău e mai bună. Apa din bidonul meu e mai bună. Ai venit și tu? Am mâncat. Sigur, sigur o să râvâie în minutele următoare, așa că prefer să închid ca să vă scutesc. Nu, nu, nu. Ca să vă scutesc de următoarea... Următorul sunet. Nu, se alintă acum. Haide, gaz. Și mai are și alte treburi între timp. Poftă bună nouă. Ai mâncat? A fost bun? La cum te linși pe bot, sigur a fost bun. A? Știu că vrei să o dai. E pe vine, așa-i? Știam. Bravo, Guzgu. Ești mândru, a? Da. Voi băieții. Eu l-am crescut așa. Da, voi băieții este ceva de speriat. Eu și tati. Hai să pot să mănânc și eu. Mulțumim pentru intervenție. Arrivederci. Începe să se cam comprime timpul. Este joi astăzi și trebuie să filmez neapărat pentru voi clipul cu ce ar trebui să știm despre Japonia, în cazul în care ne dorim să mergem acolo. Și ca să filmez clipul, trebuie să am și eu o față cât de cât prezentabilă. Așa că m-am gândit să îmi fac repede un make-up alături de voi, pentru că vreau să testez câteva produse. Și anume, fierul ăsta de călcat de la Parsa, pe care l-ați văzut voi în holul de M, o să aplic acest fond de ten de la Maybelline, mă rog, Superstay Skin Tint. Este un skin tint mai degrabă decât un fond de ten și o să testăm și acest blush de la Revolution. Vreau doar să vedem cum se comportă pe ten, dacă într-adevăr există o diferență în momentul în care folosim această pensulă. Să vă dau un feedback, așa să stau eu liniștită, că v-am spus tot ce este de spus înainte să plec, în cazul în care aveați curiozități. Evident că am început cu aplicarea SPF-ului, este acesta, cum îl vedeți, așa, de la Biore, pe care l-am luat eu din Singapore și dacă aplic pe față, întotdeauna voi aplica și pe gât și când fac chestia asta îmi tremură vocea. Ok, bun. Acum că am aplicat SPF-ul, trecem la pasul următor. Nu o să stau să dau foarte multe explicații. Nu vreau să vă țin foarte mult, vreau doar să testăm repede-repejor aceste produse. Așadar, fondul de ten sau skin tintul îl am în nuanța 06.5. Știți că l-am luat eu din DM și mi-a plăcut. Știu că mi-a plăcut atunci când l-am folosit. Vedeți că sunt niște mici chestii de acoperit, pentru că de ce nu? Înainte să plec într-o vacanță, întotdeauna mi se întâmplă ceva, indiferent că mi-apare ceva pe ten sau se îmbolnăvește cineva, pentru că da, și asta e un alt aspect, o să vă povestesc imediat. Momentan, hai să vedem, am dat ceva pe mine că mă simt udă pe aici. De fapt, hai mai întâi să prind cumva părul acesta. Clamele astea pe care tot așa le-am luat din Sinsei, cât să-mi prind un pic bretonul. Cam așa. Țin relativ bine, doar că sunt un pic grele și câteodată au tendința să cadă. Hai să vedem cum e treaba cu această pensulă. Am uitat să aplic și concealerul. Bun, las că-l aplicăm după aia. Cam așa se aplică. Teoretic îți va oferi un finish în acesta uniform. Nu-mi place. Așa, la prima vedere, nu-mi place. Nu înțeleg care-i scopul. Adică scopul acesta este să-ți ofere un finish extrem de uniform și să nu se vadă acolo unde aplici cu pensula sau cu burețelul. Mai este și destul de scumpă. Este în jur de 30 și ceva de lei, 40 ceva de genul acesta. Nu-mi place nici cum se simte pe față, ca să fiu foarte sinceră. Mi se par perii destul de dur, poate și din cauza faptului că sunt super apropiați, nu știu dacă vedeți, am pus și mâna pe pensulă, bravo mie. Și de ce mă mai mir atunci că mai mi-apar chestii? Bun, nu e nimica grav, sunt câteva
coșulețe așa micuțe, micuțe. Voiam mai mult să testez pensula asta ca să văd și dacă are rost să o iau cu mine și concluzia este că nu. Nu are rost, uite aici, cred că o să vedeți voi mult mai bine cum se aplică. Și în timp ce aplic eu produsul, voiam să vă zic și că s-a îmbolnăvit Luca. Pentru că, de ce nu? Bun, n-a fost nimica grav sau ceva de genul, dar mereu înainte să plec pe undeva, legea lui Murphy spune că trebuie să se întâmple câte ceva. Mi-aduc aminte când am plecat acum vreo... de Revelion, în 2022, cred, 2021 spre 2022. Mi-aduc aminte că mi-a apărut se parcă o bubă aici la nas, Doamne, se vedea absolut oribil. Întotdeauna, așa cum spuneam, trebuie să se întâmple ceva. Revenind însă la Luca, n-a fost nimic rău, adică n-am oprit activitățile, doar l-a durut un pic în gât. Febră nu, nu știu dacă a făcut maxim un 37,4 și eu dau antitermice după ce face 38,5 pentru că până ajunge la acea temperatură, pe aceea este considerată temperatură din punctul meu de vedere și al pediatrei care m-a sfătuit așa, nu fac nimic pentru că vreau să las corpul să-și facă treaba, pentru că și febra are rolul ei și anume acela de a omorâ virusul, microbul, bacteria, eu știu ce o fi în corp. Așa că până la 38,5 nu administrez nimic, deci n-a fost cazul să administrăm. Acum s-a înfundat un pic în nas, dar nu e nimic prea rău. Însă, na, știți cum e, sufletul de mamă nu este împăcat până când copilul nu este 100% bun, nu este la 100% bine, sănătos. Concluzie, nu-mi place. Motiv pentru care nu cred că o să mai rămână la mine această pensulă. Nu, mi se pare că îngreunează cumva procesul, trebuie să stai să insiști. Nu. Deci, pentru mine nu funcționează. Dacă voi aveți alte tips and tricks de a aplica acest produs, să-mi spuneți, pentru că mie nu-mi place cum aplică. Poate nu fac eu ceva bine. Este și asta posibil. Nu mai știu cum se scotea ăsta. Așa. Blushul se numește Fast Base Blush și este nuanța Bear. Așa arată, v-am zis eu că l-am luat din DM. Este prima oară când îl aplic, cred că am pus cam mult, dar măcar o să pun egal în ambele părți. Zici că sunt de la circ. O să aplic tot cu pensula asta ca să vedem. S-a dus pe jos. Așa este când te grăbești și mai am... Ok. Da, nu-mi place deloc. Na. Așa este când te grăbești. Mai am foarte multe lucruri de făcut până când plec. N-am rezolvat cu bagajul. Trebuie să-mi fac neapărat și unghiile. Deci, da. Blushul ăsta, sal de la una la alta, e posibil să se vadă bine aplicat în schimb cu ceva potrivit. Pentru că, v-am spus, părerea mea despre această pensulă minunată este drept că am impresia că am pus și un pic cam mult. Ia stați un pic să vă întorc eu, că e și lumina un pic ciudată. Ok, hai să luăm o pensulă, să încercăm să blenduim altfel. Altceva. Altceva, o să vă mut tot aici. Ei, cu pensula, da. Îmi place mult mai mult. Se blenduiește mult mai bine. Și, în concluzie, instrumentul acesta, nu. Nu e pentru mine. Cam așa, pentru moment. O să aplic eu mascara și o să termin ce mai am de făcut și revin imediat. Cam acesta este look-ul final. Să știți că pe buze am aplicat acest ruj pe care l-am luat de pe Shein și care este nuanța Beach Babe. Dacă reușiți voi să vedeți aici. Nu cred că mă avantajează neapărat. Mi se pare că este un pic cam spălăcită nuanța. Nu bate înspre acel roz pe care mi l-aș fi dorit eu. Așa că mă gândeam că pe deasupra să aplic celălalt ruj pe care l-am luat de pe Shein. Ceva, nu știu, are o consistență foarte ciudată, e ca o gelatină, așa, dacă vreți, dar măcar dă un pic de luciu, ca de exemplu, și poate mai salvează un pic situația. De se pare că make-up-ul de azi a fost un pic fail, dar, na, măcar știm ce să... Uite, vedeți, deci arată foarte, foarte ciudat, se strică imediat forma acestui ruj, așadar nici pe el nu le recomand. În schimb, acesta se simte bine pe buze, nu știu acum cât rezistă, dar dacă ar fi să aleg între cele două, cu toate că sunt diferite, l-aș alege pe acesta. Ăsta nu prea îmi place și, sincer, la cum îl simt, nici nu cred că va rezista foarte mult pe buze.
Acestea fiind zise, dragilor, cred că o să închei aici acest weekly și de acum încolo o să vedeți content legat de următoarea destinație și anume Japonia. Așa cum vă ziceam, mă apuc acum să filmez acel clip cu sfaturi de călătorie, prea mult spus, o să vină la finalul lunii un clip după ce am fost acolo și vă pot vorbi din experiența proprie, dar așa câteva sfaturi pe care le-am notat eu după ce am vizionat și alte videoclipuri de acest gen, pentru că sunt cu duiumul pe YouTube, Japonia fiind o destinație care stârnește așa interes în foarte multe grupuri din acestea de călători. Da, cam acesta a fost weekly-ul. Sper să îmbrățișați și să vă placă foarte mult contentul pe care urmează să-l vedeți în perioada următoare. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru atenție și dacă mă puteți ajuta cu un subscribe și cu un like și cu vizualizări la clipurile din săptămânile ce urmează, m-aș bucura foarte, foarte mult, pentru că un astfel de tip de content, de travel vlog, nu este ușor de făcut și cine face YouTube știe și îmi poate confirma acest lucru. Să înceapă seria legată de Japonia. Mulțumesc pentru atenție. Ne vedem miercuri de la 2:30. Roger, out, v-am pupat!